Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, o ediție de promovare electorală. Alături de mine, domnul Adrian Dumitru, candidat PSD la primăria Blejoi. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu, bună ziua! Domnule primar, candidați pentru un nou mandat, aș vrea pentru început să discutăm despre câteva proiecte pe care le-ați implementat în ultimii 4 ani, să spunem, dar și care sunt proiectele propuse pentru viitorul mandat, în condițiile în care Blejoiul, și nu o spun doar eu, ci mulți care au trecut de-a lungul timpului prin comuna dumneavoastră, au constatat că a crescut foarte mult comuna, ca și potențial, ca și infrastructură, și în multe domenii, o să și discutăm despre asta, dă clasă Ploieștiului, ca să nu ne mai ferim de cuvinte. Aș vrea să ne treceți în revistă câteva dintre investițiile pe care le-ați făcut în ultima perioadă la Blejoi. Da, Blejoiul este într-o continuă dezvoltare, continuă atragere de investitori noi, într-o continuă creștere a bugetului. La momentul acesta, Blejoiul se află pe locul 3 la nivel de comune, depășind câteva orașe ca și valoarea bugetului local. Asta n-a fost din totdeauna sau de când sunt eu primar al acestei comune, n-am avut bugetul care l-am acum. El a fost într-o continuă creștere tocmai datorită acestei dezvoltări și dorinței mele de a avea tot timpul deschidere față de cei care și-au deschis societăți comerciale pe raza comunei, pentru că asta a dus și la o creștere a locurilor de muncă, automat creșterea bugetului. Pot spune că am pornit în primul an de mandat cu un 3 milioane de lei buget și am ajuns anul acesta undeva la 26 de lei, 26 de milioane de lei bugetul localității. Buget care ne permite să dezvoltăm comuna, să o modernizăm. Sunt multe de spus despre ceea ce am reușit să facem în ultimii 4 ani. Pentru mine personal, 4 ani grei, având în vedere că în acești ani, viceprimarul cu care am pornit de la bun început în echipă a avut ceva probleme de sănătate, dânsul chiar a decedat cu puțin timp în urmă și a trebuit să suplinesc și lipsa unui ajutor important în cadrul unui angrenaj din primărie. Cea mai mare lucrare de investiții pe care am derulat-o în ultimii 4 ani pot spune că a fost realizarea tronsonului principal din rețeaua de canalizare a localității, cu tot cu stație de epurare, o lucrare și greu de realizat și costisitoare, deci ne-a dus această investiție undeva la aproximativ 12.500.000 de lei. Vă întreb puțin, ați luat această decizie, deși existau anumite riscuri, disconfort pentru cetățeni, dar ați luat decizia de a face această investiție, repet, ca urmare a demersurilor făcute de cetățenii în urma unor consultări În urma publice, consultărilor da? populației, Adică aceștia spuneau de fiecare dată că își doresc își canalizare. doresc canalizare. Pe lângă asta, trebuia să ne conformăm cu condiționările puse de Uniunea Europeană și să începem să implementăm sistemul de canalizare. Nu poți face modernizarea infrastructurii rutiere fără a avea și această rețea de canalizare. Este adevărat, exact cum am spus, se creează un disconfort în întâlnirile noastre dintre primari, să spunem, e o vorbă, ce se îngroapă nu se vede și nu se votează. Pentru că ai îngropat țeava, nu se vede ca atunci când ai construit o școală, o sală de sport, o grădiniță. Îl bagi în pământ, trebuie să modernizezi după aceea drumul. Este un disconfort pe tot parcursul derulării acestei investiții. Gândiți-vă că am introdus în subteran undeva la peste 15 km de rețea de canalizare. Avem un potențial de abonați care să branșeze la această rețea de 1200-1250 de gospodării. Dezamăgirea mea este că în iunie am terminat-o, iar până la acest moment nu avem decât undeva la 300, 300 și Deci câteva. cam 25% din Da. potențial și-au manifestat dorința de S-au a și se branșa. branșat, S-au pentru și că la branșat. momentul acesta noi suntem în faza de autorizare a stației de epurare și asta nu poți face decât dacă ai abonați branșați în rețea. De asemenea, în întâlnirile cu cetățenii care le-am avut, din toate discuțiile pe care le port și în Consiliu și pe teren, și ceilalți locuitori își doresc,
să aibă canalizare, dar eu îmi doresc să-i văd și branșați, pentru că noi facem eforturi. Această rețea de canalizare a fost făcută și cu sprijin din partea Guvernului prin Programul Național de Dezvoltare Locală, deci mai bine de jumătate din banii ăștia ne-au venit de la, prin programul PNDL. Vom încerca să accesăm fonduri și pentru restul de canalizare pe care vrem să o extindem, dar îmi doresc ca cetățenii din Comuna Brejoi să și branșeze ca această stație de epurare să fie eficientă. În cât timp estimați dumneavoastră că va fi introdusă rețeaua de canalizare în toate satele, practic, astfel încât toate gospodăriile să aibă această facilitate? Având în vedere că licitațiile durează foarte mult și știți și dumneavoastră foarte bine cu diferite contestații, unele pertinente, altele nepertinente, am înțărțăreni pentru introducerea canalizării pluviale, procedura de atribuire a contractului este contestat de vreo 4 ani de zile. Suntem la a doua licitație, a doua firmă care contestă, sper să finalizăm într-o lună, o lună și jumătate, să putem demara și acolo lucrarea. Am luat decizia ca toate studiile de fezabilitate pe care le-am făcut după ce am implementat canalizarea menajeră pe tronsonul principal, să le avem canalizare menajeră și pluvială, în sensul că vom intra o singură dată pe o stradă, introducem și canalizarea menajeră și pluvială. Suntem în procedură de atribuire a contractului pentru canalizarea pluvială în satul Țânțăreni pe principala stradă și de atribuire pentru celelalte sate a contractului de proiectare și execuție pentru toate străzile, canalizare menajeră și pluvială. Sunt câteva zone și mă refer la cele care sunt în apropierea drumului național, acolo unde știți că lucrările se execută într-un anumit termen de cât 5-6 luni de zile pe an și avizul pe care ne dă Compania Națională de Drumuri vine mai greu. Acolo va fi ultima etapă în care noi vom introduce conducta de canalizare. M-ați întrebat de termen. Eu estimez că undeva în maxim 6 ani vom avea canalizare menajeră și pluvială pe toate străzile din sat. Bun, aveți o stradă în Comuna Blejoi, o stradă model. Cum o să arate după ce se va introduce canalizarea? Pentru că, așa cum a spus, în momentul în care se termină cu acest disconfort, străzile vor fi modernizate. Ce presupune această modernizare și dacă aveți deja un, să spunem, studiu de caz? Da, deci dumneavoastră vorbiți acum din punct de vedere al cetățeanului care și-ar dori să vadă, băi, și când se termină, exact, cum va fi? Deci am anticipat acest lucru și am încercat în acești ultimi ani să avem exact un studiu de caz. Am ales o stradă nu foarte lungă, care este o legătură importantă între șoseaua de centură și un drum principal în satul Ploieștori, în vecinătatea cimitirului din Ploieștori și a dispensarului. Am reușit ca pe 450-500 de metri să avem o stradă modernă, așa cum îmi doresc să fie toate străzile din localitate, canalizare menajeră, canalizare pluvială, cablurile electrice îngropate în subteran, atât cele de electrică cât și cele de fibră optică pentru diferiții operatori de cablu sau de internet. Pe strada respectivă nu mai există niciun fir aerian, fir aerian, da. Deci nu sunt decât branșamentele oamenilor de la stâlp către casă, toate cablurile sunt în subteran. Am introdus lămpi cu LED pe stâlpii aceia și avem o stradă cu adevărat modernă. În momentul în care am finalizat lucrările acolo, sau după ce am făcut partea de infrastructură care nu se vede și am trecut la modernizarea drumului, în tema de proiect am avut și extinderea acestuia cu un trotuar pe o singură parte și am avut surpriza. Știți cum în toate campaniile electorale din 90 încoace, până când să vină fondurile europene să putem să asfaltăm drumurile comunale, în campanie se punea pietriș. Unde? Pe acolo, pe acolo punem pietriș. Și vreau să vă spun că nivelul drumului s-a ridicat semnificativ în anumite zone cu nivelul intrărilor în curțile cetățenilor. Tema de proiect a fost, atât cât putem, să săpăm un pic din infrastructura drumului. Am reușit undeva la 25 de centimetri pe această stradă și când să venim să asfaltăm, am avut surpriza ca o rețea, sau rețeaua unui operator de utilități, nu vreau să-i dau numele, era situată la mai puțin de 50 de centimetri față de cota zero a vechiului drum. A trebuit să stopăm un pic lucrările, am intrat în legătură cu acest operator și l-am convins că în termen scurt să poată înlocui pe acest tronson țeava, pentru că ea, conform standardelor de execuție, trebuie să fie între 90 și 110 față de cota zero a terenului. Această stradă Jupiter din satul Ploieștori pot spune că este una model. Ca și alte lucrări de infrastructură, nu știu dacă dumneavoastră mai țineți minte, dar
În 2017 am inaugurat un drum de legătură între DJ-156, drumul care merge către Târgoviște, și drumul național DN1A. Acea investiție a fost făcută de Comuna Blejoi, n-a fost ieftină, am reușit să atragem și acolo fonduri importante, dar este un drum care, satisfacția este că acum este circulat, este o ieșire a celor care pleacă din Ploiești către Câmpina, a celor care vin în zona aceea comercială, și este o arteră importantă pentru descongestionarea traficului de ieșire din Ploiești către Brașov. Valoarea acelei investiții a fost undeva la peste 10 milioane de lei, din care pot să vă spun că undeva la 3 milioane au fost din sponsorizări ale unor firme private. Am reușit să-i capacitez să contribuie și la rezolvarea acelei investiții. Peste 5 milioane 500 tot din Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, 1 milion de la Consiliul Județean și foarte puțin din partea noastră. Noi am fost cu tot ceea ce însemnat partea de proiectare, de expropriere, de achiziție de terenul, că acolo n-a fost o expropriere. I-am convins pe proprietari să cedeze cu titlu gratuit terenul și uitați-vă că la momentul ăsta avem o arteră de circulație importantă, spun eu, care ne va permite și dezvoltarea acelei zone în apropiere de fabrica de țigarete din zonă și de tot ceea ce înseamnă dezvoltarea comercială. Am vorbit și de faptul că ne propunem ca pentru viitor să modernizăm toate străzile, să introducem canalizare menajeră și pluvială pe toate străzile și de asemenea să îngropăm cablurile electrice. Nu sunt proiecte mici, sunt proiecte mari, costisitoare și care vor dura mai ales partea de obținere de avize. În acești 4 ani de zile vreau să vă spun că am reușit să aducem documentațiile necesare punerii în operă acestor investiții aproape de faza de finalizare, decât să începem să facem procedurile de achiziție. Cam cât durează o astfel de procedură de când se adoptă în Consiliul Local până intră primul muncitor să lucreze? Gândiți-vă că pentru strada asta de 500 da. De metri care are menajer pluvial, cabluri îngropate și modernizarea drumului, am început acum 3 ani. Da. Pare așa, un mesaj pesimist, dar din păcate asta este birocrația, nu? Pentru pe toți cei care nu cred că așa este în realitate, nu le-aș sugera decât să se uite dacă au avut un caz în familie, dacă dânșii au trecut prin așa ceva, cât durează să-ți iei o autorizație de construire pentru o casă. Da. Haideți să discutăm și de proiecte pe care le aveți acum în derulare și de cele pe care intenționați să le puneți în practică în următoarea perioadă. Pe partea de infrastructură rutieră, pe lângă ceea ce v-am spus că avem deja proiectele, ele vor intra în perioada imediat următoare, adică cred că maxim 8 luni de zile în fază de atribuire a contractului de achiziție publică cu tot ceea ce înseamnă procedura în sistem electronic. Avem în derulare cu în parteneriat Consiliul Județean, deja e dat o hotărâre de Consiliul Județean în acest sens și una de Consiliul Local, pentru realizarea pe strada Găgeni, la intersecție cu strada Hortensiei, zona de cartier Albert, a unui sens giratoriu. Nu-l poate face comuna singură, mai ales că acolo este drum județean, pentru că e nevoie de exproprierea unor suprafețe, zic eu, destul de importante de teren pentru a-l realiza. Pentru toți cei care trăiesc în Ploiești, în zona imediat limitrofă a Ploieștiului, cred că au constatat dezvoltarea rezidențială puternică care are loc în ultimul timp pe zona de Blejoi. Blocuri care se construiesc, multe case, e o creștere a acestei dezvoltări imobiliare. Și atunci trebuie să venim un pic în avans, în întâmpinarea unor viitoare astfel de investiții, să realizăm acest sens giratoriu care să permită un acces facil din drumul județean către zona rezidențială din cartier Albert, da? Și de asemenea pentru cei care vin din zona Republicii cu o legătură către partea de Văleni. Ne dorim ca investiția asta să o putem finaliza până la finele lui 2021 sau jumătatea anului 2022, fiind deja cu partea de studiu de fezabilitate, proiect tehnic gata, rămânând decât ca în cadrul Consiliului Județean să dea o hotărâre de expropriere și să demarăm procedura de atribuire a contractului. Realizarea acestei investiții nu cred că va dura mult. Legată de această investiție, noi avem, și mă întrebați cât durează. Vedeți că la multe dintre investițiile noastre suntem condiționați de alte lucrări care le fac alte instituții sau alți investitori. De 2 ani de zile am realizat un studiu de fezabilitate privind realizarea unei noi piste de biciclete
care are o lungime de 2,2 km între sensul giratoriu de la Pecorom Petrol, cel care face de la bifurcația DN1A cu DN1B, până la giratoriu suspendat. Pentru că de acolo să facă legătura cu trotuarul, care e destul de lat, al drumului județean 102 și să poți să vei până la spitalul județean. Aveam un individ care spunea într-o anumită emisiune TV că pista de biciclete pe care am făcut-o de-a lungul DN1A și a căii ferate Măneciu Ploiești, că este ineficientă, că se duce niște tufișuri. Acea lucrare a fost o provocare aruncată primarului de la Ploiești să o continue până la Liceul Vega. Noi Nu, am nu putut să o poate, nu facem. poate primăria pe Eu joi să mă duc să facă fac pistă de pista de biciclete biciclete pe acolo. teritoriul Da? Eu trebuie orașului să am Ploiești. grijă de cetățenii comunei Blejoi și pentru cei care circulă pot vedea că această pistă chiar este folosită, în plus este folosită de cei care vor să facă jogging, să alerge. Seara am plantat pomi de-a lungul ei, când vor crește va avea și umbră, vom veni și cu iluminat public pentru că este eficientă. Nu pot eu să vin acum să ciocăn la ușă la Ploiești și să-i spun nu vrei să o continui și tu? Am arătat că noi Nu. putem și de aceea am pornit și în partea cealaltă către giratoriul suprateran suspendat să venim cu un copist de biciclete care să lege de intrarea în Ploiești. Dar acolo nu putem să finalizăm proiectul pentru că Transgazul, e companie de stat, are o lucrare în derulare care s-a stopat datorită faptului că firma care o executa a intrat în faliment. Și practic până nu termină Transgazul lucrarea, nu puteți O putem lua. face, numai că ne costă mai mult, pentru că Nu. țeava de Transgaz trece pe traseul pistei de biciclete actuală, țeavă de Transgaz, și noi va trebui să facem protecție. În momentul în care asta e finalizat, are alt traseu, nu mai avem nevoie să cheltuim bani Da. pentru protecție. Și asta înseamnă că durează. Deci astea sunt, eu cred că și pentru viitorul mandat, sunt lucrări de investiții majore, importante, care necesită foarte mulți bani. Avem în continuare în vedere să accesăm fonduri nerambursabile pentru a le realiza, pentru că aceste investiții chiar costă. Apropo de pistă de biciclete, zona de ecologizare, ca să spunem așa, zona eco, recent ați amenajat un alt parc cu locuri de joacă. Vreau să vă întreb dacă astfel de investiții vor mai fi, având în vedere faptul că și în mandatul trecut ați realizat un spațiu verde, să spunem, similar. Subiectul poluării în zonă, știți că este un subiect extrem de sensibil. Mirosul, poluarea dată de diferite particule aflate în suspensie în aer. Suntem în zona limitrofă Ploieștiului, acolo unde avem două rafinării în funcțiune. Da? Suntem în zona unor ferme avicole și de aici disconfortul olfactiv care apare. Noi am încercat ca localitate mică, că nu pot eu să influențez deciziile pe care le dă Ministerul Mediului sau cine știe ce alte directive. Sunt organe de control ale statului, Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, care ar trebui ca pe acești poluatori să-i controleze și să-i sancționeze. Noi nu putem face altceva decât să sesizăm. Și am încercat la nivel de comună să creăm câteva oaze de verdeață care să creeze și un confort pentru copii, dar să reducă cât se poate și poluarea. Așa cum spuneați, am finalizat acum câteva săptămâni un nou parc, după cel de la Ploieștiori, care are statuia Reginei Maria. Am mai făcut un parc în Blejoi, un pic mai mare, am avut o suprafață de teren puțin mai generoasă acolo și încântarea este că la acest moment copiii se bucură de deschiderea acestui parc, părinții la fel, au alei în care să plimbe cu bicicleta, cu rolele, bănci în care să stea. Așteptăm să crească vegetația, să fie chiar o oază de verdeață. Pentru iubitorii de skateboard o să montăm și pentru ei câteva device-uri de-astea, niște locuri în care să facă diferite figuri cu rolele. Avem în vedere, vorbeam mai devreme de dezvoltarea care o avem în partea de vest a localității, în partea de nord a Ploieștiului, în zona de cartier Albert. Acolo avem un teren de aproximativ 5.000 de metri pe care deja am demarat realizarea proiectului pentru înființarea unui nou parc. Prin hotărâre de Consiliul Local am stabilit că acea zonă are ca destinație doar parc și probabil la anul viitor vor începe lucrările și în zona de cartier Albert a acestui parc. Fiind nevoie o zonă aglomerată cu multe case, bloculețe, să aibă și o oază de verdeață.
De asemenea, nu ne oprim aici în ceea ce înseamnă mai verde, mai bine din punct de vedere al poluării pentru noi. Avem un parteneriat în derulare cu o companie mare și dau și numele, Rompetrol, care încearcă să construiască un proiect genul competitorului lui cu țara lui Andrei și să începem să împădurim anumite zone. Probabil sunt și niște condiționări de mediu pe care le au. Și am găsit undeva în imediata apropierea rafinăriei în zona fostului izraz de la Țânțăreni, unde nu se mai construiește nimic. Am identificat acest suprafață de teren și încercăm în parteneria cu cei de la Rompetrol să demarăm o acțiune de împădurire a acelei zone, să creăm un nou plămân verde la marginea municipiului Ploiești, care va fi benefic tuturor locuitorilor din zonă, și ai noștri, dar sunt convins că și pentru cetățenii municipiului Ploiești. De asemenea, ca reducere a poluării, de 3 ani de zile am demarat un program de înlocuire a lămpilor vechi, chiar dacă erau cu becuri economice, cu lămpi cu LED, tocmai pentru scăderea consumului de energie electrică. După ce acum 4 ani de zile am implementat un program de montare a panourilor fotovoltaice pe clădirile publice. Și avem pe școala de la Ploieștori, pe piața agroalimentară și pe 2 grădinițe. Tocmai pentru reducerea consumului de energie electrică și producerea pe energie regenerabile. Avem o componentă importantă pentru orice localitate, vorbim aici de copii, de educație, de infrastructură. Din punct de vedere al infrastructurii școlare, ce proiecte aveți în derulare? Mă refer aici la unitățile de învățământ, dar și activități, să spunem, din zona sportivă. Există acea sală polivalentă care și-a dovedit utilitatea în anii care au trecut de la inaugurare, dar și un proiect, să spunem așa, îndrăzneț pentru o comună. Ploieștiul n-a fost în stare până acum să se apuce de așa ceva, de un bazin de înot. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri? Bun. Atât pe partea de educație, cât și pe partea de sport, tot timpul am fost deschis și am susținut aceste activități. Pe partea de educație, știți că școlile primesc niște sume din partea Direcției de Finanțe pentru susținerea salariilor și a unor cheltuieli materiale la costul per elev. Sunt insuficiente. De fiecare dată, în fiecare an, cu ajutorul Consiliului Local, am aprobat sume suplimentare astfel încât activitatea din școli să fie una corectă și decentă. De asemenea, lucrările majore de investiții, că doar astea le mai putem finanța noi direct de la primărie, restul le dăm bancilor de la școli, le-am făcut noi, cum ar fi consolidarea școlii de la Ploieștori, s-a terminat acum 2-3 săptămâni, arată cu totul și cu totul altfel această școală la acest moment, am asigurat toate condițiile necesare desfășurării activității ținând cont de situația asta cu pandemia. Iar la școala de la Blejoi, tot anul acesta am reușit să atribuim contractul de lucrări privind demolarea parțială a școlii și construcția unei aripi noi, care va fi modernă, cu instalații de ventilație, cu sălzi mari, spațioase, care să fie suficientă pentru desfășurarea activității elevilor, astfel încât să avem rezultate foarte bune. Pe partea de sport, este pentru prima oară în istoria comunei când avem o echipă în Liga a 3-a. Un proiect început în 2008-2009, care s-a finalizat în 2019 cu promovarea în Liga 3-a. Spuneați mai devreme de sala de sport. Este într-adevăr o realizare și a dovedit eficiența. Mă bucur că am reușit să facem o sală de sport care să fie omologată intern și internațional, să avem competiții aici. De 2 ori în sala de sport de la Blejoi au făcut antrenamente echipa națională de handbal a României cu Cristina Neagu între câteva turnee când a venit în zona de la Ploiești. Mă bucur că sunt și alți colegi primari care iau exemplu din ceea ce facem noi, fac și ei în localitățile lor, nu de asemenea învergură, sunt unele care nu pot fi omologate, dar e bine că se pot face, copiii își pot desfășura activitățile sportive în cadrul acestor săli. Avem un proiect ambițios pentru care am cumpărat undeva la 13.000 de metri pătrați de la o firmă aflată în faliment, în vecinătatea primăriei și a bazei sportive pe care noi o avem în proprietate, un teren pe care ne dorim să realizăm acest proiect ambițios de care făceați vorbire, acel bazin de not olimpic, care să aibă 2 piscine, una olimpică de 50 de metri și încă una de încălzire.
Avem deja schițele acestui bazin de not făcute în discuțiile cu proiectanții. Probabil că în viitorii 2-3 ani de zile vom avea proiectul tehnic, dar acolo obligatoriu trebuie să găsim o finanțare externă, nerambursabilă, pentru că bugetul realizării unui astfel de bazin de not este foarte mare. Nu poate fi. Și gândiți-vă că dacă Ploiești nu reușește să-l facă, bazinul de not care va fi realizat la Blejoi va fi un centru de interes pentru tot ceea ce înseamnă doritorii de în not din zonă. Doresc chiar ca la școli să putem să facem clase cu profil sportiv, având în vedere că e foarte ușor să aducem elevii de la acele două școli să facă cursuri de not în acest bazin. Apropo de infrastructură și de tineri, un alt proiect de care am făcut amintire în mai multe articole și pe site-ul nostru este construcția unui cartier ANL în apropierea Spitalului Județean. În ce stadiu se află și când credeți dumneavoastră că, mă rog, tinerii comunei înțeleg că vor avea prioritate și exclusivitate chiar la repartiția locuințelor, vor putea efectiv să intre în acele apartamente? Da, am considerat că am ajuns și la momentul în care trebuie să facem ceva pe lângă partea de infrastructură sportivă și de partea de școli pentru ceea ce înseamnă nevoile tinerilor după ce termină o facultate și când încep primii pași în viață. Am avut oportunitatea să achiziționăm un teren în apropiere de Spitalul Județean și spun oportunitate pentru că prețul achiziției a fost undeva în jurul la 11 euro pe metru pătrat și sunt conștient că, sau sunt convins că toți cei care au cât de cât idee de prețurile care sunt în zona din imediata vecinătatea Ploieștiului realizează că prețul a fost un extrem de bun. Am achiziționat undeva la 6 hectare în zona de lângă Spitalul Județean cu intenția clară de a construi blocuri pentru tineri. Și am încercat primul pas prin parteneriat cu Agenția Națională pentru Locuințe. La acest moment avem studiile de fezabilitate și sunt în lucru proiectele tehnice pentru a aduce utilitățile la acest teren. ANL-ul nu începe construcția până noi nu avem aceste rețele trase. Probabil în cursul anului 2021 vom începe cu alimentarea cu energie electrică. Deja canalizare, menajeră pluvială și rețeaua de apă sunt în apropiere. Extinderea lor nu va fi o problemă în momentul în care vom avea proiectul tehnic. Sunt discuții și cu cei de la Distrigaz și știm exact de unde ne vom branșa. Rămâne decât să obținem finanțarea de la ANL. Studiul de fezabilitate fiind pentru cum vor arăta blocurile, fiind în fază avansată. Îmi doresc ca în 2022, spre final, începutul 2023, deja să avem aceste apartamente gata și spuneați foarte bine, ele vor fi atribuite conform regulamentului ANL către tinerii din comună, cei care au domiciliu de o perioadă destul de lungă de timp în comună. Adică să nu vină cineva să-și facă repede buletinul și să creadă că prinde un apartament pe ANL. De asemenea, avem în intenție acolo, când se va finaliza proiectul cu ANL-ul, dacă va fi necesar și vor fi solicitări, putem finanța și noi realizarea unor astfel de blocuri de locuințe pe care să le atribuim tinerilor din localitate în aceeași, sub același regulament. Avem la acest moment undeva la 200-220 de cereri de la tineri. Da, destul de mult, având în vedere... Se întâmplă, e nevoie de astfel de cereri ca ANL-ul să considere că este oportun să finanțeze astfel de investiții într-o comună. Bun, domnule primar, două aspecte pentru care v-ați atras critici. Mă refer aici la transportul din Blejoi către Ploiești și al doilea, înlocuirea operatorului de apă cu Hidro, Societatea Consiliului Județean. Dacă ne puteți explica pe scurt de ce ați luat aceste decizii sau ce puteți face pentru ca lucrurile să meargă mai bine, pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii. Partea de transport. Având în vedere că pe un anumit traseu, acum cred că un an de zile, un an și câteva luni, operatorul de transport s-a dus la Consiliul Județean și a depus licența, ca să fac o precizare, este traseul județean. El pornește din satul Cocoșești, comuna Păulești, trece prin Blejoi și ajunge în Ploiești. Fiind pe raza a trei localități, este traseul județean. Nu poate să fie traseul local, luam noi autobuze și făceam acest traseu. Având în vedere că este pe trei localități, trebuie să fie traseul județean, operatorul să aibă licență.
Cel care câștigase licitația acum 6-7 ani de zile când a ținut-o Consiliul Județean, anul trecut prin iunie a depus licența, deci pentru el nu mai este rentabil un astfel de traseu. Și am încercat să găsim pe cineva care să facă un număr mai mic de curse, dar să ducem elevii la școală, salariații la serviciu. Noi am încercat, sunt tot felul de acțiuni ale unor contracandidați la momentul ăsta, pornite de vreo 6 luni de zile, 8 luni de zile în urmă. De-a lungul anilor, împreună cu Consiliul Local, am dat 3 hotărâri de Consiliu de asociere cu municipiul Ploiești, prin care doream extinderea traseelor TC către Blejoi, fiind un traseu comun, era mult mai comod pentru cetățenii din comună. Poate plăteau un pic mai mult, veneam și noi cu subvenție pentru pensionari și lucrurile mergeau către direcția cea bună. Consiliul Local Ploiești, Primăria Ploiești, n-a dorit extinderea acestor trasee din nu știu ce motive. Deci am 3 hotărâri de Consiliul Local prin care am făcut această solicitare. Una dintre ele este însoțită și de o hotărâre de Consiliul Județean care aprobă această asociere. Știți cum e, dacă eu vreau și tu nu vrei și până la urmă eu insist, se poate numi viol. Nu pot eu să vin peste Ploiești ca și pista de biciclete. Se spune, hai domnule, vino cu TC-ul încoace. Fiecare își face socotelile lui. Încercăm să rezolvăm această problemă cu transportul public de persoane pe raza localității la viitoarea licitație pe care o va ține Consiliul Județean, spunând care sunt condițiile noastre și ale cetățenilor de la, din Blejoi, chiar dacă va fi nevoie probabil de o anumită subvenție a acestui transport public. Operatorul de apă, fostul operator, nu mai avea contract cu Comuna Blejoi. Tocmai de aceea nici nu se putea mări prețul. Că lumea a discutat că a venit Hidroprahova și a mărit prețul. Și așa, la acest moment, uitați-vă că în Blejoi prețul este mai mic decât prețul la apă pe care fostul operator îl avea în alte localități. Deci a fost o negociere bună, spun eu, pentru cetățenii din comună, mai ales că fostul operator n-a investit în sistemul pe care comuna i-l-a pus la dispoziție. Iar asta s-a văzut în vara aceasta. Iar asta s-a văzut în vara aceasta. Anumite gospodării din zona noastră au rămas fără apă. A trebuit să facem în regim de urgență de nisipare a 2 foraje pentru a crește debitul și a asigura în condițiile de secetă, că știți că în alte localități s-a raționalizat apa. La noi a fost cu presiune redusă sau la anumite ore. Am denisipat rapid 2 puturi împreună cu Hidro. A crescut un pic debitul, s-a creat un mai bine pentru locuitorii din zona aceea, care sunt în zona cea mai de sus a satului Blejoi, și de asemenea în regim de urgență am demarat realizarea unui nou foraj chiar lângă bazinul de apă care asigură locuitorilor din această zonă cantitatea de apă necesară, el ajungând la momentul ăsta undeva cam la 120 de metri. Cred că în 2 săptămâni va fi finalizat, pentru că trebuie să ajungă la peste 150 de metri să asigurăm necesarul de debit, astfel încât sistemul de apă să fie funcțional. Odată cu această investiție se va rezolva punctual și problema celor care au avut de suferit peste vară. Sigur, gândim și o altă soluție alternativă în sensul de a veni cu o conductă din apele române, care nu asigură presiune, dar asigură cantitatea de apă necesară. Bun, contracandidaților dumneavoastră, un mesaj? Da, ce să vă spun, constat ca de fiecare dată când vin campaniile electorale că mi-a crescut exponențial averea. Constat că am casă la munte, casă la mare, nu știu câte mașini în garaj. Au ales unii dintre ei să facă o campanie negativă, o campanie care cred eu că nu este în folosul cetățenilor. Puteau să vină și să își promoveze proiectele, nu să arunce cu noroi. 2 dintre ei, reprezentanții ai 2 partidelor mici, sunt cei care sunt cei mai vocali la adresa mea, la adresa echipei mele de consilieri. Dar știți ce se întâmplă? Constat, sunt 7 candidați la momentul ăsta pentru primăria Blejoi. Aceștia 2 sunt mânați de interese personale. Vor neapărat să intre în Consiliul Local. Unul dintre ei, după 40-45 de ani, și-a redescoperit dragostea față de comuna natală. El a fost plecat la București, dintr-o dată a venit acum și este interesat de problemele cetățenilor din Blejoi. Promovează proiecte fantasmagorice, unul dintre ele fiind o șosea de centură suspendată, auzim asta pe undeva pe la București, da? Și de asemenea o esplanadă la râul Teleajen, nu Teleajen, cum îl tot promovează domnul, da? El dorind neapărat să intre în Consiliu pentru că are niște probleme personale. Da? Are o problemă cu un teren și vrea neapărat să îi se cadastreze ieri, dacă se poate, explicându-i că lucrurile merg un pic mai greu pe partea asta de cadastru. Mă acuză că nu știu ce avere am, el uitând că și-a făcut averea pe evaziune cu salam. Da, în sfârșit, e problema dumnealui. Îi doresc succesul pe care îl merită.
Al doilea, iarăși a început o campanie agresivă de câțiva ani de zile, cetățeanul, sesizare, știți cum era în BD, în seria BD, când se îmbată face sesizări. Nu știu dacă neapărat când se îmbată, dar e cetățeanul sesizare la orice. Și el are un interes ascuns, acela de a intra în Consiliul Local în dorința de a stopa cercetările penale care sunt împotriva dânsului pentru prostiile care le-a făcut când era încă angajat al primăriei Blejiu, el nemai fiind angajat de o anumită perioadă de timp. Și crede că dacă intră în Consiliu aceste plângeri penale care sunt în derulare pentru fapte comise destul de grave din ce au spus anchetatorii, le poate opri. Eu cred că asta nu înseamnă să duci o campanie murdară, să denigrezi, să arunci cu noroi în lucrurile pe care le-au făcut cei care au fost în echipa de conducere a primăriei. Am ajuns la final, 30 de secunde, un mesaj pentru, să spunem, cei care se vor prezenta la vot duminică, 27 septembrie. Da, duminică 27 septembrie, dragi blejveni, avem alegeri locale. Avem alegeri locale în pandemie, dar vreau să vă asigur că am făcut tot ceea ce era necesar ca aceste alegeri locale să fie desfășurate în condiții de siguranță. Deci nu vă fie teamă să veniți la vot. Nu sunt condiții de infectare, sunt condiții normale pentru a putea să vă exercitați dreptul constituțional la vot. Vreau să facem împreună o echipă care să conducă la modernizarea comunei noastre și la ridicarea gradului de confort al cetățenilor acestora. Ați fost alături de mine, mi-ați dat încrederea dumneavoastră, sunt convins că veți face acest lucru și duminica aceasta pe 27. Vă aștept la vot. Cu dumneavoastră mă revăd ceva mai târziu într-o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate!